În această săptămână am finalizat proiectul de buget pe anul 2022 și a fost încărcat pe site-ul primăriei Mediaș. Pentru acest an estimăm un buget de peste 200 de milioane de lei, acesta fiind cel mai mare buget pe care l-a avut orașul nostru vreodată. În marea lor majoritate, fondurile sunt direcționate spre investiții, investiții care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și modernizarea orașului nostru. De asemenea, am alocat fonduri pentru buna funcționare a societăților înființate de către Consiliul Local și a direcțiilor din cadrul primăriei Mediaș. Nu în ultimul rând, am alocat fonduri, așa cum am promis, pentru transportul în comun, gratuit, al persoanelor vârstnice și al elevilor. Săptămâna viitoare, în data de 20 ianuarie, la ora 16, va avea loc o dezbatere publică la care sunt așteptați toți medieșenii interesați, urmând ca până în data de 5 februarie să convoc Consiliul Local pentru a aproba bugetul pentru anul 2022.